despre ce vorbeam, că am uitat. Despre vorbit tu cu tații la telefon. Nu. Cine pe cine sună. Asta voiam să vorbim? Nu știu. Eu un pic cam deep pentru început. Da, suntem noi doi. Suntem parcă e un interviu la TVR2. Da. Știi cum stau aia printr-o grădină? Este o doamnă care face interviuri. I-am văzut odată la grădina Verona. Și făcea cu... Mamă, și mă scoate din sărite cum se aude telefonul ăsta de dincolo. Da, e un pic annoying. E ca... Ai văzut Seinfeld? Nu prea. Nu? Nu ai văzut Seinfeld? Mă surprinde. Am prins niște Seinfeld. Și acum nu știu dacă e prea târziu să mă apuc sau ce. Nu e niciodată prea târziu. Nu. M-aș apuca, sincer. E și doar ca... Nu știu, cultura comediei istorică al comediei, cumva e un landmark important. Nu că am nevoie de un serial neapărat, da. Dar da. Dar e nice, e și funny. Acum ascult o carte de Seinfeld, mi-am luat o mega țeapă. Audiobook? Da. E... Cred că se numește Is This Anything. Coperta albă. E mai nouă? Da, e apărut anul ăsta, cred. Ah, nice. Și... Ascult sample-ul pe Audible și părea el că povestește, că nu știu ce, n-am citit nimica despre ea și greșeala mea. Da. Cumpăr cartea, primul capitol foarte drăguț, cu cum s-a apucat, așa cât de cât, niște așa inside-uri, că asta vreau să văd. Mie îmi plac super mult astea care sunt gen autobiografic. Da, cool. Și mie. Bă, și după aia sunt doar glume. Ceea ce e fain, că e și citită de el. E audiobook? E audiobook cu biturile lui și e drăguț că sunt puse în ordine alfabetică. A. Și are o bucată despre, nu știu, alune, să zicem. Și vorbește despre de alune. El le citește? Sau recording-uri din sală? Nu, le citește. Practic nu și-a luat nu e un album de comedie? El. Nu. Și-a luat toate notebook-urile alea pe care le avea el. A transcris glume, le-au pus ea în ordine alfabetică, le citește. Dar fără râs nu e boring cumva așa? E, nu? E și nu. Eu sunt dezamăgită că nu e ce îmi doream eu să fie. Da, asta știi? În primul rând. Dar pe de altă parte e interesant dacă e cineva fan, super fan Seinfeld. Eu cred că sunt am avut... Sunt și scurte așa. Eu aș estima că sunt paragrafe așa de bucățele e de o carte subțirică, 2-3 așa? Minute. Nu știu cum e cartea efectivă. Am mai citit o carte de Seinfeld care avea tot niște bituri de ale lui. Okay. Nu mai țin minte cum se cheamă, dar mai veche. O am primit-o cadou acum câțiva ani. Și aia la fel de... Meh, mi s-a părut. Prin comparație cu bituri, ce... Mă uitam la un special, știi? Da, da. Adică mie îmi place... Serialul mi-a plăcut, mi s-a părut că a avut rostul lui, la vremea lui a fost groundbreaking și e încă unul dintre cele mai, nu știu, liniștitoare sitcomuri pentru mine. Okay. Dacă vreau să mă relaxez odată, cândva pot să mă uit și știu deja acțiunea, îmi place, sunt confortabil cu personajele alea, nu trebuie să-i învăț din nou. Da. Dar cartea, mai boring așa. Apoi seria, când a apărut pe... cum se cheamă, Crackle, cred că la început. Asta cu Comedians in Cars, iar mi-a plăcut. Mi s-a părut ok e la nivelul lui. Da. De acum... Uite că apare. S-a trezit ăsta. Apare Dulceața. A venit cu o bere. Te trezi cu berea la cap? Da. Bună dimineața, Dulceața. Nu suntem aici de mult. Da, am dat. Dar să mai dau drumul la unul. A, dar trebuie să opresc. Here comes the content. Bun, hai, a venit și Mitran. Despre ce vorbeați? Cât de multă energie aveți? Despre Seinfeld. Eu am energie, am subiecte, am de toate, am venit pregătit. Da? Da. De unde cheful ăsta? Bă, am chef cred că de ieri. Da? Ieri am avut o zi în care am muncit de dimineață, după aia seara am făcut și live, după aia am fost și la Open Mic la 99, dimineața iar am mai făcut treabă, sunt pe chef. Nice. Mă pun pe treabă. Așa, închid tot, sunt un nou eu. Nice. Da. Ce închizi? Până poi mâine când mă... A? Ce închizi? Închid lenea mai mult. Gen, cine am fost până acum? Da. Sunt your acum, da, self. M-am pus pe treabă. Okay. Asta, asta pot spune despre de mine. Seinfeld? Că mi-am luat eu țeapă cu un audiobook. Mi-am luat audiobook crezând că o să fie mai autobiografie și de fapt sunt bituri puse în ordine alfabetic. Ai face Seinfeld, își reciclează Seinfeld biturile de acum 30 de ani. Apar în toate specialurile aceleași. I get it, adică e fain ce face și observații și nu știu ce și ești dat tare, dar nu era ce-mi doream, vreau să fie, like... Bă, tu zici de stand-up-ul lui Seinfeld? Te referi? E din altă școală, cumva. Adică așa se făcea stand-up-ul atunci, nu se scria material așa de mult, cumva, nu se schimba materialul.
Acum e treaba asta să faci o bucată de material mai scurtă, mai lungă, cât vrei tu să postezi, să lucrezi la ea, să zici că faci special dacă ești la nivelul lui, de o oră și pe aia să te apuci să mai scrii o oră. Pe vremea lor, de acum 40 de ani, era, scriai material, îți făceai 15 minute, după aia 30, după aia 40, o oră, și apoi mai scriai, mai dădea afară ceva din alea și rămânea un act cu care te ducea prin toată țara, na. Se face altfel. Și sunt mulți comedianți din ăștia bătrâni care încă țin de Jay Leno, de exemplu, tot cu glumele alea. Păi face Ron White. În Vegas? Da, da. Face show-uri în, pe la... Sunt foarte curios cât din astea caritabile, căcaturi din astea, da, bine, caritabile da, ca nume. La banchete, la lucruri din astea. Îl invită bogătan să facă show-uri pentru ei. Bine, cumva înțeleg de ce l-ai vrea pe Jay Leno să-ți prezinte un show. Dai seama. Ce, aș sta la o băută cu Ron White? Asta? Cred că e, da, cred că este ești super maker, funny, frate. E printre primii comedianți pe care i-am văzut in my life. Au avut ei setul ăla, făceau turneu, Blue Collar Comedy Tour. Da. Doamne, ce fain era și ce energie mișto și ce fain erau. Și ce dezamăgit am fost când am aflat că Larry the Cable Guy nu este de fapt redneck și că it's an act, it's a persona. Doamne, dă te-n pula mea. Bă, dar la ce succes aveau ăia? Da, mă, dar eu am văzut pe ei când eram eu în clasa 6-a. Da, eu nu aveam conceptul că oamenii mint. Eu de puțin. Știi? De puțin timp îl sub pe ăla. Nu știu, de când m-am apucat de, adică nu, da? N-am luat contact cu el mai înainte. Nu, am văzut pe HBO specialul lor și am râs foarte tare. E patru special. Mi-a și rămas o glumă, dar nu mai știu care între eu spunea. Că am fost cu prietena mea la un concurs de tricouri UD, dar are un semn mai mare și unul mai mic, așa la care a luat locul 1 și locul 3. Da. Mi-a rămas în cap de când eram mic asta. Cu sorsa că my sister's got a big mole on her face when she goes to church. They call her holy moly. Nu mai stupide, dar funny. Funny. Da. Și cum urca el fără mâneci, da. Ce țărăbete. Și de fapt el era super și corporatist. Și are și accentul și tonul. Ați văzut? Nu știu cine e el de fapt. El e un tip, adică sunt imagini cu el de când s-a apucat de stand-up acum super mult timp, în care e la costumaș și adică vorbește și-a like. Adică și-a găsit personajul ăsta cumva la un moment dat. Da. A fost what the fuck. Da, mă, toată lumea e o persona. E și ramura asta de stand-up. Da, mă, dar una e să fie o persona și una să faci cultural appropriation cu redneck. Cum a fost și nevasta lui... Da, când faci cultural appropriation cu albi, nu se supără nimeni destul de tare. Da. Dar nici cu redneck. Doar din faptul că îi numește redneck. Hillbillies. E țăranul, nu știu, e ofensiv asta? E. E, dar nu păi le pasă. Că, păi nu, dar stai, da. Pentru ei sunt împărțiți sunt... în toată țara. Păi ăia nu-și dau seama, ba, da. Nu e adevărat. E ca la las fierbinți. Pentru cei de la granița... Ăia de la țară râd de ăia da, de la țară. Da, te duci la ăla de la țară, zici, bă, țărane, că ești condescendent când îi spui termenul ăla, că nu îl zici de drag. Păi dar nici Larry de Cable Guy nu spune că... I'm fucking redneck. Păi nu, dar alții spun despre genul lui de om că e fucking redneck. Păi deci e vina altora. Băi, el e Nelu din Leana și Costel. Da, el joacă un, e Costel, el joacă Leana un personaj, și da, el joacă un personaj. Păi exact. Și da, de ce nu poți să fii personajul ăsta de țăran sau cocalar sau whatever? Asta de problema ce e că el nu zicea că el e un personaj. El era persoană, se identifica cu asta tot timpul. Deci el nu ieșea din personaj, nu urca pe scenă și ea. Okay. Eu vorbesc normal și acum brusc voi avea un accent foarte dubios și ușor ofensiv. Nu știu ca ce accent a fost lui Alec ăsta. Baldwin de exact, a început să vorbească cu accent de British. Hispanic, nu, hispanic e. Hispanic, se făcea corect, latină. Da. Da. Și ea este o gagică din, nu știu, Nordul Americii sau ceva, cel mai basic white person și a început să vorbească să fie super păi latină nici nu știu și dacă cu e o problemă un accent că, așa. Nu știu dacă e o problemă de cultural appropriation, pur și simplu, du-te în pula mea, ce e asta, ce faci? Da, a fost un scandal cu o tipă, cu o negresă, acum câteva luni, care a creat o super comunitate de apărat de negri și bla bla, vreo 20-30 de ani și s-a găsit poze cu ea din liceu și era foarte albă. Și între timp doar s-a mers într-una la bronz. Păi da, dacă și face ceva... A făcut miliarde din cărți vândute și chestii despre Black Lives Matter. Dar în același timp a și ajutat cauza, mă gândesc. Adică a făcut niște... Da, dar fiind stil... Și tu dai seama că cel mai bun om care a ghitat negri a fost un alb? Adică istoria se repetă, efectiv. Bă, dar totuși a ieșit ceva bun, are ieșit ceva bun din toată treaba asta.
Păi adică... și atunci tricourile de bumbac, dar asta nu înseamnă că e ok. Nu e adevărat, n-a ieșit nimic bun. Bă, dar n-a profitat, nu i-a exploatat. Ba a luptat, da, pentru faptul, drepturile lor. Dar nu ai voie. I-a condus către căutarea drepturilor. Mitran și cum se simte el ca un moldovean, n-are niciun sens. Păi da, că luptă pentru drepturile moldovenilor. Dacă după aia Mitran vine și construiește o autostradă, e militantul numărul 1. Și ești ok? Fă-te moldovean, du-te în pula mea, fă-ne autostradă. Deci ești ok dacă de acum încolo vorbesc cu un accent extraordinar de ofensiv la adresa moldovenilor dacă fac o autostradă, da. Așa săraci sunteți. Așa poți să, asta poți să faci. Bă, nu că tu, nu toată e... țara poate să vorbească cu accent moldovenesc. Dar ți se pare ofensiv dacă imită cineva accentul moldovenesc? Sunt curios. Dacă îl imită prost, adică toată lumea care îl imită, da. Dacă doar ești din Moldova și te-a pus să vorbești moldovenesc... Asta e normal, ce Dumnezeu, de acolo te-ai născut, total înțeleg. Nu, dar într-un... Da. Da, te enervează, adică, dacă ei, face... ei fute una în cap. Și când face cineva pe scenă un accent moldovenesc, mă irită. Da? Dacă îl faci. Dar și pe mine mă irită că... Și pe mine, sincer. Dacă eu îl fac, dacă eu vorbesc într-un personaj, că care și eu dacă vorbesc doar așa de-am pula, cred că vă deranjez. Vorbesc normal, ca... categoric. Asta zic. Cum eu îmi dau seama că e un accent care nu sună așa, bine. Așa, așa, cu cumva. Perfectul simplu. Sună hidos. Sună, e de la țară. Sună nasol. Oribil. Da, nu știu. Nu e cel mai friendly sounding. Da. Moldovenește. Aha. Mie mi se pare drăguț. Nu știu, bine, bunicul meu este din zonă și poate de aia eu îl asociez cu căldură așa și authenticity cumva. Da, știi? Asta da. Dar dacă ești într-un mediu în care, dacă ești undeva unde toată lumea vorbește așa, mediu tradițional cumva. Eu cât timp am stat în Timișoara, n-ajunge aproape niciun moldovean acolo și am cunoscut un singur moldovean. Păi și când i-auzeam accentul mi se părea că imită pe ea de la TV, adică nu-mi venea să cred. Și asta foarte târziu, gen la 22-23 de ani. Știi? Da, și eram, departe, oh my God, n-am auzit niciodată în real life moldovenească și mi s-a părut extraordinar. Tu te referi la din România, limba, da, accentul moldovenesc. E prima oară când am auzit asta. Atunci cu perfectul simplu acolo am fost, ce se întâmplă cu... Da. Are you okay? Da, nu te îngreunează să vorbești așa? Știi că era după, că așa accentul. Să știi că și eu am început să mai vorbesc, să mai folosesc perfect simplu. Am văzut. Prin așa, pur și simplu, m-am molipsit de la tovarășii ăștia cu care nu ard. Da. A, eu credeam că tu mă iei pe mine, nu peste picior, că mă iei pe mine la Caterinca când îmi scrii ceva. În grupul nostru de băieți, de mergeam la basket de acolo, ne-am împrietenit așa, sunt 4 olteni. Jesus fucking Christ. Râmnicu, Vâlcea, Târgu Jiu, Craiova. Mamă, tu... Și ăia vorbind din când în când, mai ales când sunt măcar doi, vorbind așa cu perfectul simplu, îți vine și ție să zici perfect simplu. Să mor tu, Doamne, ești tare. Eu chiar, Doamne. Chiar e cumva... Nu. Sper că sună foarte urât. Se molipsește, ambele. E contagios. Și perfectul simplu și moldovenească. Mi se pare mai mult funny. Cred că e invers. Da, se pare puțin funny. De... Autentic, așa că sună autentic. Da. Accentul moldovenesc, așa mi se pare mie asta din Oltenia. Cred că chestia asta cu da, dar este corect și nu e corect, e corect în foarte puține zone, perfectul simplu, sau îl folosește foarte puține lume corect. Da. Dacă că nu e vrusăi, e vrusei corect și mai nici pulea nu spune vrusei, toată lumea spune vrusăi. E o dănță rănală. Toată lumea spune am vrut. Mă rog, nu, înțelegi. Da, dacă tocmai ai vrut, poți să zici că vrusăi. Da. Dar nu poți, așa trebuie, așa trebuie, da. Eu nu înțeleg asta, că trebuie să transmiți neapărat time frame-ul în care e eu făcut am vrut pentru, lucruri, da, uite, pentru când se întâmplă un eveniment care trebuie rezolvat foarte repede și trebuie să economisești cuvinte, dacă ești sub mașină și suni la telefon pe taică tu, mă prinsai sub mașină, trebuie să vină repede. Da. Așa dacă te-ai prins, cine știe când? Da, adică, spre exemplu, uite, eu de printre 8 nu mai folosesc. Ajutor. Nu poți să mă mișc, mai bine spui. Într-adevăr. Eu de printre 8 nu-l mai folosesc deloc, absolut deloc. Dar foloseai înainte? Conștient, păi, dar normal, mă. Da, conștient, pentru că nu mai suportam. Pentru că nu-ți iubești părinți. Și mi-am luat foarte multă muie la școală. Un ăștia de erau, da zi, și nu, mi se părea, nu fu de curând. Dar îmi luai, e corect? Eu chiar nu știu. Da, e corect. Da, dar dacă tocmai ți-ai luat ceva. Da. Ai să beau niște apă. Și... ca să poți să zici îmi luai apa de pe jos. Da, exact. Și băui o gură. Stupid. Da, așa, și crescând cu asta, cumva... Adică acum sunt foarte natural, nu
Nu-ți mai vine de așa. La 8-a, 9-a chiar îmi oprimam cumva, dar nu suportam. Și erai după aia, trebuie folosesc. Să nu mai zici. Da, eram foarte ok. Foarte mândru. E cel mai mare... Cea mai mare realizare. Da. Dar intra 8-a, a trebuit până să... acum. Și... și încă, se bate acolo. Da, sus. Da, da, da. A fost o chestie de când ți-ai schimbat tu identitatea cumva, dintre 8-a spre 9-a? Nu. Nu, doar că simțeam de mult că nu-mi place deloc. Dar la un moment dat am zis, bă, da, știi ceva, da, de ce să-l folosesc eu? Mai ales că, uite, spre exemplu, la mine nu-l folosesc foarte mult, îl folosesc, dar nu foarte mult. Mm. Și, dar mă rog, ce voiam să spun e că înțeleg cumva practicabilitatea lui la modul că au fost foarte mult, cred că până acum, să zic, 2-3 ani, înțelegeam, pentru mine era foarte confusing de când tu spuneai că, uite, am fost cu cizmaș la cafea, îmi spărea că, da, într-adevăr, primăvara trecută. Adică era primul gând al meu că ăla, știi? Nu că s-a întâmplat așa azi. Așa a fost dresat creierul de mic. Da, da, da. Așa înțelege timpul, cumva. Da, acum nu mi se mai întâmplă, acum înțeleg. Ăsta era limbajul lui pentru timp. Da, da, da. Eu nu știu de ce am această corelație în cap, dar vorbitul ăsta cu perfectul simplu îmi transmite o stare de agitație. Știi? Păi, da, magică. E chestia asta. Că se vorbește repede. Cu coatele ascuțite și cu... Da, da, da. Că se vorbește repede și esență of urgency și pare că e oricând putem eu să fie scandal. Eu cred că am asta de la Nea Mărin, că era mereu agitat, că la el am auzit, cred că, cel mai mult vorbindu-se. Da, da, folosit într-o bătaie de, acolo este atât de exagerat de des încă, dă-te în pula mea. O, lelele, gogule, cine crezi că vorbește vreodată Iriel urc Vericule, așa? Păi n-am avea da, două da, bucăți de praz da, aici și aia, nu toți oltenii au o pălărie caragheoasă pe cap pe care o ridică când se miră și o lasă înapoi. Veto! Da. Olele. Ce aia e? Uite, Leana și cu Costel foloseau într-un mod destul de decent, dar e și pentru că Mugur Mihaiescu e oltean. Unde se desfășura acțiunea din Leana și Costel? Hai să facem analiza, dacă îți cădea la BAC. În Sadova. În Sadova? Da, comuna Sadova, județul Timiș. Nu, sau Dolj, nu știu. În din Sadova nu era Baltagu? Nu, mă, din Sadova e Mugur Mihaiescu. Nu, mă, unde Sadovem? Acțiunea din Leana și Costel? Păi da, mă, chiar cred că așa era în serial. A, în comuna chiar... Sadova, de unde practic... care este un omagiu adus Sadovei, care a dat naștere artistului Mugur Mihaiescu. Oare școala generală artistului din Sadova se numește, Mugur Mihaiescu? Cum? Școala generală din Sadova. Nu știu, dar statuia din Sadova clar e Mugur Mihaiescu. Ce doropilor, foarte shiny. Da. E shiny ball. Da, e așa mai modernistă, da. Da, v-am povestit, frate, mi-a stricat Mugur Mihaiescu, sau vă, nu? Ce ți-a stricat? Mi-a stricat revelionul cu ai mei, frate, sau nu mai știu cu cine eram, sau eram mai mulți la masă. Când ne uitam la vacanța mare de revelion și a venit Mugur Mihaiescu cu două căpiate în țâțele goale cu aia acolo. În țâțele goale? Da, frate, țâțele goale, țâțele goale, da, 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 da. Revelionul ce an, ca să căutăm. Și-au schimbat și apoi aia să fie, cred că 2000. Dar mai știi că nu te pune cu mine la chestiile astea, că știi foarte bine. De ce? Ești doxă pe vacanța mare? Nu, 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 nu dar cu... i-am mai spus că e Adela, Adela de iubire, Popescu a fost violată în prime time și că eu am asta pe retină, că pe Acasă TV la 8 seara au decis pe atunci nelegiuiți fiind că te e ok să transmite acasă, te gândești ceva. Viol. Da. Și s-a întâmplat asta, frate, căutați. Și de ce dar a venit? Lacrimi de iubire, acum, în ce sens a venit în... Țâțele goale ca ce? Nu știu, Luiza, nu pot să-ți fac o examinare clară a unui eveniment. Mama Natură, oare? Hai zic că te-a marcat. Bă, oare păi Mama da, Natură? Păi da, sau el a venit cu ele. Ia ca goale țuțe. Complet? No. Bă, goale complet sau pictate peste? Goale complet. Că eu țin minte odată, și parcă... Și jos la pizdă ce aveau? Nu Luci? Știu, mă, fată, tu nu înțelegi că s-a întâmplat știi? Acum 21 de ani. I-au pus mâna pe cap și l-a dat capul de perete să uită tot. Sau nu știu dacă 21. Ce, tăi cum au reacționat? Tu erai mic? Am dat pe întâlnă unul cum să reacționeze. Erai micuț? Păi da, repet. Cred că 2000, 2003, 2002, 2001. Avea 6 ani, adică? Le-am amintesc asta. Între 6 și 18. Nu, 6-9 ani pe acolo. Deci a apărut Mugur Mihaiescu cu două înțițele goale. Da. Și apoi ce s-a întâmplat? Apoi am zis să nu ne mai uităm pe ProTV de revelion. Nu mă, dar atunci pe loc, ce, te-au trimis la somn? Nu mă, nu, am schimbat canalul. A, schimbat canalul. Credeam că poate a stat în ori... Eu dacă aș fost părinte,
Nu. În momentul ăla, să vedem, frate, ori te trimiteam undeva. Era din ăla cu triunghi, ceea ce însemna că era 16 plus sau cum fula mea erau, că am și uitat. Știi că era, uitat dacă erau semne geometrice. Deci erau atât de confusing, adică de ce primul lor gând n-a fost să scrie exact vârsta, în loc să se gândească că oamenii nu știau să citească mai mult decât triunghi, deci triunghi care nu era umplut, era cu acordul părinților. Nu triunghi, cerc verde care nu era umplut, era cu acordul părinților, cerc verde umplut, total interzis sub 12 ani, triunghi. Total interzis, nu era nimic total. Triunghi portocaliu, cred, era total interzis sub, da, 15 sau 16 ani. Îl stăteau mascați la ușă când aveai, da, pătrat, da, gata. Da, cum dădeai, da, făceau uite pușcărie. Da. Deci dacă voiai să-i bagi la belele. Da, că rămâneai acolo. Da. Și nu mai știu, dar pătrat era. Eu nu țin minte asta cu aia. A? Eu țin minte de când sunt buline, în alea te scria AP în ele, sau 12 sau 16. Bă, sau 18. Bă, dacă ai și primit televizor la 15 ani, ce dracu să-ți fac? Nu mai țin minte când era doar cu forme geometrice. Hai mă, voi vorbi serios. Eu țin minte că erau niște forme, țin nu și țin minte multe, ceva. Nu mi-am gândit care era aia pentru soft porn și pentru Emanuel și morții mei de pe Național TV. Emanuel? Filme porno pe Național TV. Tot ce a contat vreodată. Păi așa, câștiga Național TV. Păi da. E. Și erau Emanuel era, nu, da, era un ăsta foarte softcore, era penibil, adică. Bă, apropo de Emanuel, nu vedeai organele genitale aproape niciodată, din când în când vedeai chestia flasca a băiatului, pentru că ți-am spus, era foarte, erau tranquilizați, frate, sunt convins. Și imitau acolo un soi de sex prost. Timp de 20-30 de minute. Și aveai și poveste, adică mi-a apărut pe Netflix la recomandate ăla cu Rocco Siffredi, cum își face școală de porn. V-ați văzut documentarul ăla? Fain. M-am uitat la un episod. Se vorbește în italiană prea mult, mă enervează, trebuie să citesc subtitrarea. Mă cam deranjează asta. Așa că acțiunea nu a, mi se pare că nu a demarat încă. Se poate mai mult. Câteva țâțe. Rocco. Da, slăbuți. Rocco e însurat cu o fostă actriță porno și ea și acum își restartează cariera, dar în industria producției de filme porno și își creează prima școală de actori de filme porno. Unde ce te învață oare? Hai să e un pune. Campus. Da. Aici se termină primul episod. Da. Acum eu fac, ăsta e trailer. Se termină cum fac ei un spot de promovare, de recrutare, ca la Universitatea Dimitrie Cantemir. Se întorc oameni așa? Bună. Nu, e el care se plimbă prin campus și arată că aici avem paturile. Stau ăia ca în cămin. Efectiv, o să facă cursuri de cum să se fută. Ce tare. Și stau patru în cameră cu apă curentă, mașină de spălat. Iau masa tot acolo, au ore, se duc, cum să se filmeze, cum să se macheze, cum să geamă, stă ăla, le dă indicații, le mută picioarele, tu stai mai așa. Fascinant că există așa ceva. Ați putea să futeți cu indicații? În genul ăsta de situație? Doar de la omul pe care îl fut, mă gândesc. Așa aș accepta indicații, altfel da. Cine pula mea ești tu să-mi spui mie cum să fut? Gen da. Să mergi la această școală. Nu mi-ar plăcea. Să-ți iei diplomă de la Rocco Siffredi. Dar s-a mai întâmplat asta, ci de la X-Videos au făcut acest X-Factor al pornului la un moment dat, acum vreo 3 ani. Și premiul cel mare a fost $1,000,000 împărțit. Ce înseamnă X-Factorul? Trimiteai tu filmul? Păi nu, erau 4 actori porno foarte mari în juriu și în rest audiții. Se futeau între ei. Începea cu audiții blind. Pe eliminări și... Wow. Căcator de stilul ăsta. Să te aia cu spatele la prima când îi recrutea în echipele lor? Nu, din start cu fața. Și ascultau doar povestea. Da, uite, băiatul cu pizza. Primul eliminat. Original. Erau legați cu cătușe și la ochi. Și ascultau să vadă dacă le place cu un geme. Primul eliminat e unul care își dă drumul prea repede, un tip. Ce înseamnă prea repede? Ia să intrăm în discuția asta. Foarte repede. Bă, frate, da, genant de repede. S-a pus un apel cu aia, parcă au scos-o din cușcă. Să m-a rămas dacă am văzut. Era aia de, și cum i-au dat drumul să ăla de la distrus că la ofilit n-a avut la viața lui un orgasm așa nici puternic. Nici n-a avut timp să aibă trac de cameră de. Exact. Ce a fost, bă, băiatele. Ce bă. Zic. Și m-am uitat la mi s-a părut așa. Adică făcusem niște favoriți. Și tipa care a câștigat... Asta pare fain de văzut, da? Și de da, mi se pare interesant. Tipa care a câștigat... Cred că e mai fan ăsta. Chiar a ajuns destul de... Da, ăla pare mult mai serios. Da, da. Dar tipa care a câștigat aici chiar a ajuns super actriță porno. Adică la modul că e destul de cunoscută. La modul că Mitran a fost la câteva evenimente cu ea. Nu, dar m-am uitat la view-urile ei. Stă bine. Cât de bine stă? Ce înseamnă? Nu știu, 500 de mii, 1 milion, 2 milioane. Eu am observat că încep să aibă super succes oamenii ăștia, self-made.
Da, categoric. Ah. Și sunt you go. Da, frate, pentru că nu mai vrea nimeni să se uite la... Și am văzut niște, bă, cadre, lumini, totul mai țiplă. Decât... tu la asta te referi. Uite, mie asta nu-mi place. Mie îmi plac aia cu durerea în pulă fantastică, cum e Ciuling toată cu cadrul de la podcast, știi? Într-un unul lăsat, dă morții, se uită lumea dacă e ca lumea. Salut! Pe partea cealaltă se intră, dar cred că o să mai dureze puțin. E pe terasă show-ul. În fiecare miercuri avem open mic aici la Comic Club, cu camera vorbeam. Așa. Bă, stai că ziceai ceva interesant. De asta cu filmul. Asta. Oamenii self-made, că durerea în pulă. Ți-ți place să arate mai negligent un pic. Bă, dacă de bine, uite ce lumină de ce decupaj frumos îi face alea. Nu, eu apreciez. Da? Nu, să fie drăguț, Luiza vrea să fie drăguț. Vrea să fie frumos. Nu. Și eu, Stocamitran, trebuie să se vadă ca și cum s-ar vedea prin ochii mei. Da, într-o râlă. Da. Ca și cum... Eu cadrul ăsta vreau să-l văd. Se vede așa un colț de ceva. Da-te mai așa. Da, se... Dacă e prea cinematic, așa nu poți să intru în filmul ăla. E prea fake, cumva. Mă gândesc cum să ia prin spate unul cu o țigară, un chel cu o țigară în colțul gurii și bă, dă-i mai tare acolo, că nu se vede bine. Da. Și plus că și vezi racordul, care e destul de ușor de făcut cât timp mișcarea aceeași. Bă, dacă timp la curul ăluia nu e nicio cameră și deodată bam e de acolo, e clar că i-ai pus să se oprească ca apoi să vină unul să stea cu camera acolo. Nu știu, eu pe aia, cred că tot respectul meu se duce la cameraman. Tu îți dai seama? Aoleu, dar sunt la compilații cu actori care ejaculează din greșeală și pe camera. No. Ai de mine, sunt cu sunt sute. Compilații? No. Unde? Da. Unde găsești compilațiile astea, Mitran? Nu, e un site mai dubios, dar e foarte gura, adică nu-l recomand și de-aia nici nu cumva nici n-ar vrea să-l spun, că pe ansamblu este o mizerie de site, să nu credeți că, adică nici eu nu intru pe el. Intru extraordinar de rar, dar mă doar că ți-e poftă de niște compilații. E E-Fact, E-F-U-K-T. Am mai stat și eu pe E-Fact la un moment dat. Are unele chestii funny, dar sunt foarte multe gori care n-au niciun sens. Deci mie mi se face scârbă foarte rău, foarte greu. Deci pot să văd chestii, I'm fine. Da, și am stat la facultate... Da, știu. Nu mă așteptam. Te uiți la semințe, la căcaturi din astea scârboase, așa? Te uiți de plăcere? Aproape? La semințe? Ce nu, semințe? Te uiți, mănânci semințe la așa ceva? Nu mi se face scârbă, nu mi se face rău fizic. Okay. It's gross, dar nu fizic. Da. Bă, dar am stat pe E-Fact cu un coleg în facultate, la un seminar și am stat, cred că, o oră jumate. Bă, la final, eram like, fuck this shit. Da. E o compilație cu un regizor. Simțeam așa că fac un pic de herpes. E o compilație cu un regizor care este extraordinar. Extraordinar de ofensiv, dar este cel mai amuzant om pe care l-am văzut cumva. Dar este foarte ofensiv. Adică e o zonă în care și eu mă gândesc la etică, dacă e ok. Păi, interviuri cu actrițele porno, dar care nu sunt actrițe, care vin pentru prima dată la casting și vin unele leșinate care să moară, mă, să te gândești că, bă, frate, dar chiar n-ai avut nimic în cap. Și are replici din alea de și cea mai urâtă creatură pe care am văzut-o în 2021. No. Și e abia 6 ianuarie sau chestii de stilul ăsta, are foarte multe... Și după aia le și fute? Le umilește și după aia le și fute? Da, și le zice să... Holy fuck. Bă, nu, dar le distruge viața, efectiv. Sunt foarte multe fani. Bă, dar cât de determinat să fim, doar nu vă duceți la filme porno. Militez către asta. Faceți-vă acasă, faceți altceva, dar nu vă duceți la în zona asta, pentru că nu. Eu ce ziceam că apreciez self-made este oamenii care se filmează singuri. Pe aia spuneam, da, nu vă duceți în zona asta. Vlogger de filme porno. Eu pe E-Fact am aflat ce e la un lemon party. Nu știu, nicio. Când e cu pipi. Ah, ok. De cu pipi, Golden Shower. Da, dar se numește Lemon Party dacă sunt foarte bătrâni. Că aducea ceaiuț. Da. Am mai văzut filmulețul One Man, One Jar. Ai, mă, da. Am auzit. Ăla nu e de pe E-Fact, ăla e de pe 4chan. Morților. A ajuns și acolo. Am mai văzut One Man, One Stump. Ce? Care este... De la fel ca One Man, One Jar, cumva? Nu, e un tip... care are piciorul amputat. No. De pe la mijlocul cui, cui îl bagă? Unui băiat în cur. La unui alt băiat? Unui alt băiat? Oh my God, ce nobil. Da, acum mi se pare mai ok. Dacă crezi că băiatul ăla când se îmbată și dacă e cu o fată sau ceva, crezi că îi zice pot să-mi bag și eu puțin piciorul? Cu aia tu îți dai seama că ăla când se cacă face doar și tot. Bă, dar
De ce ai băgat piciorul? Că dacă tu nu simți nicio plăcere, eu cred că ăla care... Ăla a fost erou, ăla care a primit piciorul în cur. A, ăla, da, no. Definitely. Ăla avea... Cred că doar au făcut casting pentru cineva fără un picior care avea nevoie de bani ca să îl găsească pe ăla. O, domn, nu fă o poveste tristă din asta. Crezi că au căutat la veteranii de război? A pus pe Craigslist sau ceva. Da. Cât e ce s-a dus la... Ce? Așa, sunt stresat cu opă. Mamă, e 821 deja. A, și eu trebuie să-mi repet. Fuck. Eu n-am de repetat. Ha, mă, Luizo, că nu e la mine de repetat. Trebuie să fac lista. Aveam, uite, aveam un subiect pentru voi. Yeah. Mi-a venit o idee. Stând pe pat, mă gândeam cine ar mai merge să vină la una scurtă. Așa. Cine? Că a fost acum Velea. Și da. Mi se părea că următorul nivel, Jador. Dacă l-aduceți pe Jador, dacă reușește comicul să-l aducă pe Jador, nu, nu se reușească la una scurtă, dar cred cum că... vi se pare în primul rând? Tu îți dai seama că poți să-i faci white balance-ul pe dinți? Da, mi se pare foarte nice. Adică normal. Adică nu ți s-ar părea prea dură coliziunea dintre lumi? Nu. Nu? Că zici că s-ar băga toată lumea? Nu, consider, nu cred da? Că există o coliziune între lumi dură. Și între care lumi? Trăim toți în aceeași lume, mă lași. De unde... Și eu cred că și maneliștii sunt funny. Dar nu e manelism. Asta mă întreb, dacă ai încredere în el că ar da bine în contextul ăsta, dacă are și da. Ceva ba, ok. Acum nu știu, sincer, că dacă îl văd și care, Caterinca și carismatic cumva, adică mă gândesc, nu știu, nu l-am urmărit. Bă, da, dar are o Caterinca cam... Nu știu, nu l-am urmărit, nu realizez. O singură dată am văzut, cred că de două ori, l-am văzut o dată la Survivor sau ce puna mea se cheamă ăla, Decathlon ăla. Și odată la... Și odată l-am prins la prin canale, s-au uitat ăștia vreo 20 de minute la vlogul lui de pe Antena Stars. Și cu această ocazie ai putea să shout-out Luciulin, că îți dai seama că ea s-a uitat 20 de minute pentru gluma aia bășita lui Frâncu, care a intrat până la urmă. Și a fost... face glume, dar râde el cu aia, e destul de... Da? Ți da, pare nu este prea, funny? Nu prea e funny. Uh-huh. Nu prea ce manelis credeți că e super funny? Jean de la Craiova. Jean de la Craiova, 100%. A cântat nice. La mormântul lui Bruce Lee. Bă, este genial. Aia e efectiv operă de artă. Du-te în pula mea, cum să te ducă imaginația. Ce chicene, ce chicene. Dădea bine cu piciorul. Da, băiatule. Care și cum stau ei trei țigani acolo și rânjesc de lângă mormântul lui Bruce Lee. Este genial. Da, mi se pare unul dintre cei mai de aprecie. Mi-am făcut poză cu el în fața la McDonald's. Ce tare. Ai poză cu... Da, am pus-o pe Ana să-mi facă să spăra pe mine. Unde o ai? De ce păi cred că am pierdut-o când nu țin la poze cu și când îmi schimb telefonul doar le pierd. Încearcă să dai ideea, te rog eu. Nu cred că am cum. S-o postăm. Păi nu, stai mă, e la modul că telefonul ăla nu mai există. A, nu undeva mai în univers, telefonul, nu mai există. Nu, eu am vreo 4 telefoane vechi într-o pungă acasă. Ce faci cu telefoanele că nu le mai folosești? Poți să le duci la... Am un iPhone 5C, un 5S și un 1.7 cu ecranul spart. Poți să dacă ai iPhone-uri, du-le la asta de la Apple, că în loc să le arunci, că sunt foarte toxice, ăsta de la Apple, poate fac ei bani pe ele. Dă-i în pula mea, mai bine piesele. Le calc cu o piatră, le sparg de asfalt. Da, man, dacă vrei o gaură în stratul de ozon sau... Sau o gaură în bugetul Apple, o gaură în bugetul Apple. Că n-au sistem de buyback dacă vrei. Gaură. Nu e muntele un pic mai înalt. N-au sistem de buyback? Ba Orange, da, dar mai am e și pe ăsta care funcționează. Vechi, mai am și pe ăsta care funcționează. Adică am patru. Dar tu de posesor de patru iPhone-uri. Un telefon în contemporan. Ce? Când ai de gând să ai un telefon contemporan? Când îl sparg și pe ăsta. Serios? Vrei să ți așa ceva la moment? Cât de rezistent păi, stai, mă, dar noi ne cunoșteam când l-ai luat pe ăsta, că mi-am amintesc. Am mai avut unul exact la fel. Adică când l-am spart pe ăla... Păi și ok, dar pe ăla l-aveai din aia înainte să ne cunoaștem noi? Eu mai țin minte în pula mea ce telefon aveam când ne cunoaștem. Da, am senzația că știu când ți-ai luat, dar nu știu dacă pe ăsta sau direct pe celălalt. Toate avea ăla căruiță că ne-a butonul. Ăla era... Speaky. Da, ăla dinaintea lui ăsta. Așa, dar ce vreau să spun e că ia-ți în pula mea un telefon din anul în care e. Nu-mi trebuie la nimic.
Ba da, la, ce? Zi... La, la confortul psihic, așa am crezut și eu atâta timp. Așa. Și acum vreau doar să-mi le iau. Păi da, funcționează tot, tot ce am nevoie, funcționează. Nu tot este suficient de smooth, are ecranul prea mic, se vede mai pixelat. Nu sunt culorile potrivite, nu whatever. Bă, ecranul de la, de la Apple e mai bun decât. Trebuie nu să țin un telefon care să te facă dependent de el. Da, știu, ecranul de la Apple e mai greu, într-adevăr. Tot au o problemă că n-au și ei 90 de Hz, că sunt niște terminați. Dar da, știu că e mai ok. Dar... să te facă dependent de el. Mamă, sunt jocurile alea porno, nu știu dacă ați văzut, frate. Sunt jocurile alea că intră pe acest site și instalează acest joc care te face să dai drumul în 15 secunde. Și ce ai descărcat? Ce... nu, pentru că nu e o laudă. De ce pula mea aș da bani ca să folosesc 15 secunde chestia aia? Bă, dar când dai click pe ăla, ești și cu mâna pe pula sculată când în 15 secunde, nu? Când te apuci, păi da, cum îți dai drumul în 15 secunde? Nu de când dai click. Da, dacă e de când dai click și tu ești în stare flască când ai dat click, 15 este secunde genial, probabil că este de, da, nu știu. Să, nu știu, că de obicei e un desen, ai văzut pop-up-ul ăla? Genul ăsta de, sunt niște desene, personaje de jocuri astea de să joacă mitra. Da, 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 da. Alea sunt super dubioase, frate, când sunt... deformate, așa, da. Da, 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 da. Nu hentai. Și mai au cozi, mai au chestii, mai au... și fug niște dragi și sunt, ce pula mea se întâmplă cu băieții mici din... teenagers, are you ok? Și caracatițe și toate cele. Ah. Da. Da, un Luizu. Și tu și... ca ilustrator, să n-are cum să intre atâta pulă în, ai desenat atâta corp și atâta pulă, n-are cum. Ai făcut o școală, știi proporțiile. Exact. Unde dispare pula? Se rabatează așa, e ca un acordeon când intră. Da, e telescopică, e ca bastonul de la miliție. Băi, eu să vă las puțin. Că... bă, dar ce se aude? De ce se aude ca în centru vechi? Un pian. Nu știu, dar mă bucur că s-a terminat telefonul ăla. Ce telefon? S-a cânea telefonul de dincolo. Suna, a de sunat vreun sfert de oră, 20 de minute, un sunet de telefon în continuu. A, și de unde pornisem la începutul episodului, de la sunetul ăla, că mi-aduce aminte de un episod din Seinfeld, cu unchisu, de auzea el un sunet de telefon în cap, în continuu. Și mă gândeam că așa cred că te simți. Efectiv, înnebunești, îți vine să spargi creierii. Crezi că te obișnuiești cu el la un moment dat? Nu știu, e boala aia cu țiuitul, de auzi mereu un țiuit, nu știu cum se numește. Tinnitus. Da. Nu? Da. Eu fac urâtare la sunet. Mamă, cât de oribil sună. Ai de mine, Jesus Christ. Nici nu știu că e o boală cu așa ceva. Nu, e... cred că e o problemă cu urechea internă sau cu echilibru. Nu știu, I'm not a doctor. Urechea internă știu că e cu echilibru, nu știam că și să mai dau și o boală, mi-a spus George Dumitru. Care au și podcast, frate, shout out. Îmi pare rău că e atât de târziu. Și asta aveam notat, oameni. Corect, o recomandare. Serios? Fiecare. Să dăm o recomandare, hai zi. Credeam că efectiv asta aveai. Late Night cu Lentina, sunt foarte simpatici, sunt băieții de la Impro care acum s-au apucat și de stand-up, sunt foarte amuzanți. Și duminica au lui Sergiu aici, da. Așa, și îmi spunea că oricând, ca bărbat, se poate, da, îmi scapă cum se numește, să ți se încalece coaiele. Și dacă nu mergi foarte repede la spital, ai și șansa să mor, dar și să ți le taie de tot. Asta depinde și cât de gravă e situația asta, dar se poate întâmpla, mai ales de la stat picior peste picior, să se facă o extorsiune a degajamentului și durerile sunt infernale. Am auzit infernale. Asta de la, am mai avut discuția asta cu vreun an, poate mai mult, pe aici, tot pe la terasă și Vlad Cazacu a zis treaba asta. Wow. Răposatul Vlad Cazacu. Sunt prinse cu un tub, din câte țin eu minte, nu? Adică ele sunt ca și cum dacă... nu știu. Crede-mă, lui Zuhabana. Din nas, ar fi așa... adică nu știu, stau de sine stătătoare. Nici nu știu dacă separate... în două camere diferite de piele cumva sau să amândouă în aceeași cameră mai mare. Dar era chestia, da, pentru că era o memă. Nu spunea că până acum și cu ele sunt cu separate, ele, nu se ating între ele pentru că ar fi gay. Stați-mă cu minte. Și eu cred că sunt separate, come on, n-ați atins. Da. Bă, hai că vă sunt las. Separate. Ok, bye. Nu ai cum să-ți dai seama de sacul ăla din mijloc. Cum să-ți dai seama dacă există sau nu? E ca, îmi imaginez că cum e un... cred că scrie una în gură. Cum e un ardei gras, știi cum e un ardei gras? Că pe dinăuntru are cămăruță. Chestia care se pare, dar nu se pare de tot. E doar așa o membrană. O membrană. Da, are asta o membrană. Asta îmi imaginez că eu. Cam așa. Dar sună foarte dureros să ți se încalece your testes. Dar cred că măcar o rezolvi. Dacă ai durere, te duci, te... da, bine, rezolvi. Dacă ai durere acolo, ar trebui să te duci oricum. Oricum ar trebui să te duci. Și asta e o altă spaimă asta pe care nu recomandare. Știu, nu dacă știu să o... genitalele. Și orice. Dar da, genitalele cu atât mai mult.
nu știu ce să caut. Știi că e bine să te mai pipăi, dar nu știu ce... Bă, nici eu nu știu, la boobs. Cred când o să vezi ceva, îți dai seama. Când o să simți ceva. Asta mă gândesc. Eu mă bazez pe băiatul ăsta. Că el caută mai bine. Că el caută el mai des. Mai cu interes. Da. Și a zis că... Nu, 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 că să știi că să chiu... Că m-a întrebat la un moment dat că auzi că tu te cauți de nodul. Da. Și zic, bă, de ce să te mint natrili? Adică mă spăl. Nu, nu știu ce ar trebui să simt. Că e exact. Grui și ciui și atâta. Stai liniște că... Eu urmăresc am pregătire în domeniu, stai liniștită. Eu chiar mă mai uit să știi. Și am fost, ok, thanks, I guess. Bă, de asta e, dacă e un motiv pentru care e bun înșelatul, e că poți să faci comparații între sâni, să vezi cum se simt. Și dacă vezi ceva la, dacă ai o experiență odată și după aia a doua zi vezi că, bă, parcă se simte ceva diferit. Da, da, ideea e să simți aceleași boobs și la un moment dat dacă simți ceva weird acolo mai tare, să spui. Da, normal. Și voi ați făcut schimb pe schimb? Tu te ocupi de coala lui și da, 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 ne palpăm câteodată. Nu e sexy deloc, doar ne palpăm. Hai, Bogdan, Bogdan, hai că e 8 și un sfert. Hai să... Hai că ești ok și azi. Liber. Ne vedem într-o săptămână la programare. Să lași plicul aici. Dar boala cu sunetul, cu țiuitul în urechi, mi se pare cumva și mai rea. Eu nu pot... Pe asta mi se pare că o rezolv mai ușor. Adică te duci, te rezolvă și aia. Cu aia trebuie să trăiești. Trebuie să... Nu știu dacă se tratează. Da, și ăstea mental mi se pare că sunt mai nașpa. Așa, fizic, mă râd nebunie. Eu nu pot știu. Să dorm când aud cum picură de la un aer condiționat pe un alt aer condiționat pe lângă balconul meu și aud pe la două noaptea picătura aia și trebuie să-mi bag căștile în urechi, că nu pot să adorm cu sunetul ăla. În căști cu ce adormi? Cu nimic, doar îmi bag căștile fără să le... Ai încercat vreodată dopuri de urechi? Ale de plută, cum ar veni, din ala portocalii, de le cumperi de la farmacie, alea nu care se nu mă ajută. Umflă așa... Da, nu mă ajută. Cum e o banană din aia de la Jumbo. Da, squishy, da. Nu. Nu? Nu izolează destul de bine. Căști din astea de in-ear. Da. Astea sunt cele mai bune, care au membrana aia de cauciuc care se pliază foarte bine pentru mine. Că headphones, alea cu noise cancelling, prea mari. Nu poți prea să mari și nu pe căldura să... asta, da. Fuck that. Ți-e ca la urechi, transpiri în urechi, se creează un mini ecosistem acolo. Da. Păi am venit atunci când ne-am văzut la sală, am avut căștine de over-ear. Și până am ajuns la sală pe jos, aveam umiditate în urechi, este oribil și totul moist, foarte scârbos, sunt foarte scârboasă. Urechile. Am fost azi la sală. Ai fost azi la sală, Luizu? Am fost azi la sală, da. Și? M-a cum? Distrus. Ai fost singură sau ai nu, fost? Nu, m-am scus Lorena. Ai fost în echipă. Și am făcut brațe și piept. Și am făcut la piept. Știi cât am ridicat? Că le-am zis să stora și ei nu au fost impresionați că ei nu știu sală, frate. 40. Nu, 20, Jesus, ah, okay. 20, 20. Ai zis-o de parcă... Mamă, nu, dar îți puteam adică să ridic bara? 10. Am sau... ridicat bara aia mai grea. De 20. Aha, da. Strong. Bravo, Luizu. Mă ajută boxii să mă șterg la cur. Și ce ai mai făcut în rest? Care ți e goal-ul, așa? Ce te-ai gândit? Am început să fac... vreau să feel good by myself. Asta lucrăm. Bravo. Cu toată terapia și cu toate lucrurile. Aha. Și am început să fac și fasting. Wow. Da. Păi, bine. Să când nu merg la sală. Când nu mergi la sală, ok. Când nu merg asta la sală, că nu prea fasting. Se pupă cu sala. Și am reușit să fac fasting... Destul de mult. Am reușit să duc 44 de ore și am fost, yes! N-ai mâncat 44 N-am de ore? N-am mâncat 44 de ore, da. Wow. Și nu mi-a fost rău. Dar te-ai simțit la limita să cedezi? În am timp? Cedat. Eu vreau inițial, în capul meu, cumpăr, că eu sunt super extrem și știu că nu e sănătos. Nu faceți ca mine în general. What the fuck? Who am I? Eu nu știu nimic. Dar, inițial, am început să citesc despre asta. Nu știu, am găsit un doctor mișto, de research, adică nu de capul meu. Și vreau inițial să fie de 4 zile. Asta, pornisem cu gândul că... Tu cel mai mult cât mai ținusei post negru? Cum ar veni? Reușisem doar să mănânc o dată pe zi. Deci cum ar veni 24 de ore. Ok. Și asta e doable. Dar, seara, deja eram palidă și un pic, vai morții mei, așa... Și amărâtă, dacă n-am băut la apă, Virgil, în 44 de ore, m-am pișat în continuu. Cred. Dar am făcut din astea de Joe Rogan, am luat multivitamine și magneziu. Și mi-am luat... din asta ai băgat. Suplimente. Cum trebuie să numesc alea? Glucoză. Nu.
Electrolytes. Ah, ok. Electrolytes. Ca sportivi. Ca sportivi. De mare performanță. Am găsit electrolytes efervescenți și am băgat electrolytes. Și după aia când ai mâncat, cum ai, ce ai mâncat? Ai băgat shawarma? Nu, trebuie să o iei ușor, cred, nu? Trebuie să o iei ușor. Dar am mâncat, dar... am mâncat două caise. Și o pulpă de porc la cuptor. Viu. Și un porc viu mic. De Guinea. Mai greu a fost să-l prind, că n-aveam energie. Am făcut boxii paste și am mâncat niște paste cu... Aha, că e, ok. Da. Și paste... o rețetă super mișto de paste pe care le fierbi și după aia le tragi în tigaie și în tigaie deja ai făcut ulei cu ardeiute. Usturoi și ardeiute și dă-te în pula mea ce bune poate să fie cu atâta, frate, atâta. Printre cele mai bune paste din asta to go. Eu când o să-mi deschid, când o să mă las de stand-up și nu o să mă las, o să mă scui pe industrie afară, îți dai seama. Așa, da. Și o să trebuiască să fac, să mă apuc de un business, o să-mi fac food truck cu paste. Nice. Și paste to go din astea, da. Și unul dintre felurile de paste pe care le, o să le vând, asta o să fie cu peperoncino și... Ce bun, da. Și usturoi. Și mai și pesto, iar ușor de făcut și ăla. Astăzi am mâncat paste cu pesto, excelente. Și am pus un pic de ardeiute. Nice. Ardeiute. Ai tăi pun ardeiute? Da. Și foarte iute? Mult busuioc și cimbru anul ăsta o să pună. Pentru că e din ce în ce mai... Adică din ce în ce. Nu mai au motivație neapărat să fac așa de intensiv. Și mai diversifică culturile și pun din astea de... Trebuie să ai mai puțină grijă de ele. Ca asta le plantez și cam cresc, le recoltez, cam aia tot. Vreau să cumpăr niște busuioc de la ei când se face. Ok. Pot? Sigur, o să-ți aduc. Ce nice. Da. Și cimbru. Genul să aibă așa cât e comic, cât e aici. Numai cu tufe din astea. Cum e lavanda pe, prin... Alte părți, ăștia o să aibă plante din astea aromatice. Au dezvoltat cei mei acum o pasiune, au un pic de teren. Să zic că e cam cât comics-ul așa, nu e super mult. Așa. Dar pentru că urmează să-și plece și să urme la facultate, eu la panica și s-au apucat de mini-agricultură, că pun așa câte un rând de ceva. Și m-au dus și pe mine când am fost la Brașov acum, super drăguț. Și aveau niște cartofi și am fost super surprinsă de cât de multe frunze au dovlecei care erau atâtea, erau very cute, cute as fuck, dar foarte multă frunzăraie, frate. E și o ocupație foarte... Te liniștește, mi se asta pare. Adică cred că îi ajută. Îi ajută cu capul foarte mult. Că se duc acolo, mai udă dovlecei, mai bea o cafea, mai... Da, te iei cu... Vorbesc cu roșiile cu viața, sau ceva. Da. 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 Și crezi că alea face și o chestie. Și ai un se sentiment vede, de accomplishment. Și de... Dacă pleacă și soră ta acum, de ce să mai aibă grijă? Exact. De trebuie să le mai luăm un câine un pic acolo. Niște pisici. Chiar, mamă, că v-am murit și câinele. Mamă, numai greu și pentru ei. Da. Salutări pe această cale. Pișcotului. Uite, hai facultate. Să zicem că ăsta a fost podcastul lui Zo. Da, hai să zicem. Ne apropiem de 45 de minute. Vă așteptăm la show-uri. Vă așteptăm la show-uri. Recomandare, zici că vrei recomandare. Zici tu recomandare. Nu, voiam să vă întreb pe voi dacă aveți o recomandare de orice. Un canal de YouTube mă gândeam să recomand, dar nu mai țin minte ce canal de YouTube. Ia să mă uit. Aș zice Ioana Luiza, pentru că urmează să iasă, să revină viezurile vesel. Eu sunt înapoi ok cu capul, dacă de asta a dispărut, că nu eram ok mentally. Bravo. Am dispărut ca măgar un ceață. Bravo, facem. Da. Și show-urile noastre. În seara asta e show aici pe terasă la Comics. Vă așteptăm în formulă... Mixtă, da. E niște oameni în Friends. Vineri, eu cu Mitran și cu Pox, o să fim la... Poiana Brașov. Da, mergeți să-i vedeți. Și sâmbătă suntem iar pe la Comics, toată lumea. Pe afișe, intrați pe Comics și găsiți bilete. Săptămâna viitoare venim în turneu, săptămâna cealaltă. Cealaltă. Mamă, abia aștept. Tot felul de orașe. Doamne, plecăm în tabără, abia aștept. Mamă, sper să-și pare mirică mașina, să avem cu ce veni. Cam asta e ultima. Caza niște oameni aici. 4 zile, Sibiu, Oradea, Baia Mare, Cluj și după aia săptămâna cealaltă la Craiova. Mulțumim! Ne vedem săptămâna viitoare. Bye!